Salutare toată lumea, bine să o nouă prezentare pe acest canal. De asta suntem cu un membru al staffului Reborn of Sword. Salut! Și vă vom prezenta serverul care se va deschide de seara la ora 6:30. Așa, și haideți să-i dăm drum. Bun, de aici la Berserk vă luați experiența, young-ul, skill-urile secundare și skill-urile normale. Silver-le faceți M sau G cum e la corp de faci G1. Observ. Magazinul general, pe server, de spus, nu există critica. Bine, există, dar nu există piatră de critică și de-astea. Da. Pe evoluțiile sunt oțel și ratletul direct. O sedată și în beta. Așa. Bun. Avem pe server aici un NPC Jack. De la Jack avem premiile băiat. Premiile băiat se obțin, costumele se obțin cu puncte. Punctele le farmați în mapa de farm. Aici văd că magazin combat. Nu, ăla va fi scos. Așa? Da. Bun, hai să le arătăm aici vânzătorii. Așa. Trebuie să verific dacă ne auzim. Da, ne auzim. Așa. Arme de 65, otrăvite, semiom 70, văcător barcașul, ceva unic. Așa. Am zis să încercăm și noi ceva. La armuri, bă, că sunt oțelele în care evoluați la beta, ca și accesorile, căci de patru sunt scuturile și scutul titan, așa? Da, păi acum hai să mergem și noi la Jack să intrăm în mapa la farm. Păi stai să le arăt mai întâi costumele, nu? Da, dar arată-le costumele, da. Văd că au fum. Da, silvastru verde, silvastru albastru. Violet și mov. Și muschetar. Da, muschetarul. Nu, bugul e pe toate serverele. Da, am observat. Așa, fac să vă arăt. Ce? Turcoaz. Foarte fain. Set person. Arată ca un set person. Da. Farmați la boș. Da. E super. Și ăsta la fel. Care le puteți farma. Așa. Și... Bun, kingurile, arată-le kingurile. Avem un king nou pe server, armura supremă. Da. Armura supremă. Unde o far? Asta premiul la ce? Asta s-ar putea să fie premiul la OX. Am înțeles. Și king. 2 care cred că e side, nu? Da, e la fel. Costum Mister Presley. Misterul și Breslele ăla e... Ăsta e misterul când avem concursul Mission Mister care se va organiza în câteva zile după deschiderea. Și Bresle pentru câștigătorii de Bresle vor primi un perso. Așa arată perso, ăsta e pentru 7 zile. Și 7 zile vor avea după, dacă câștigă iară, îți dai seama. Titlurile pe F5. F5 avem titlurile. Titlurile premium se vor da mai... Cel mai probabil e premiul de OX. Celelalte titluri se fac după minute, după cum vedeți. Așa. Bun. Am de anunțat, dacă se va întâmpla ceva cu serverul și se va șterge cumva logurile și ați avut niște iteme pierdute, vreau să faceți sprint pe fiecare săptămână cu ce aveți și să ni le dați pe Skype sau pe Discord sau ce folosiți, dar noi să le vedem, să putem să vă înapoiem itemele dacă s-a întâmplat ceva. Asta ar fi singura rugăminte. Se ocupă de iteme. Așa, haide în mapa farm. Haide în mapa farm. Așa. Bun. Haide să mergem. Hai. Câte puncte pică pe Metin? Bun, pică 2 puncte pe Metin și avem și noi un boss, Azrael, în care... Vă arată imediat drop-ul și la ele, hai că îi dau eu ui la ăsta. Deci ui. Stai 5 secunde să caut și Azraelul. Văd că e aspectul diferit. Da, am încercat să facem ceva nou.
Avem și Azraelul 34.000. Așa că am greșit. Hai că mi-a dat Azraelul. Stai puțin. Sau? Sau. Da, costumul de YouTube nu o să aibă niciun bonus? Costumul de YouTube încă nu e gata cu el făcut. Da, văd că nu mi-a apare Azraelul, ciudat. În fine, la el pică. La el aveți itemele pentru a face nou. Pentru a face itemele de aspect. Iteme de level 1, level 2. Da, cele plus 0. Normale. 100 de puncte și cufăr Reborn of Sword, care din el pică cum e setul acesta. Da. Dar poate să pice și F și M și toate. Ai câteva cufere dacă nu, stai să mă uit eu. Nu, nu am. Stai așa să mă uit eu în astea să văd dacă găsesc repede niște cufere să-ți dau. 5 secunde. Da. Hai să-ți dau 50, e ok? Da, le deschid oricum, le dau după clip. Așa. Ele văd. Mamă, deci, uitați cât de-a picat. Și ăsta-i turfoazul. Ce pică din asta? Deschide-le și să vezi. Da, deci, pe și turcoazul la ce pică? Tot la Azrael va pica. Vom avea costumele. M-am înțeles, dar ăstea... Așa. Tot ți le dau eu după clip, înțelegi? Așa. Cam atât cu acest episod. Eu vă aștept pe server. O să mă vedeți și pe mine aici. O să fac serie, o să fac un live poate de seară. Așa și cam atât, nu? Mai ceva să vezi? Nu, v-am mai spus și mă mai repet încă o dată, dacă cumva se vor pierde iteme la sfârșitul săptămânii, dacă se întâmplă ceva cu serverul, nu știu ce, și aveți printurile, noi putem să vă înapoiem itemele, dar doar cu printuri. O să mă uit și în loguri, pentru că la sfârșitul săptămânii se va șterge logurile, o să mă uit și în loguri și în tot, doar pe o săptămână e termenul ăsta. După cealaltă săptămână voi vedea logurile și o să spun dacă s-a întâmplat ceva și... Dacă e. Da, cam atât și vă aștept pe server. Salut!